Maria, Maica Domnului, este întotdeauna prezentă acolo unde este celebrat Isus Hristos. Biserica o definește pe Maria în funcție de Hristos. Și pornind de la Hristos, care la Conciliul de la Calcedon, din anul 451, a fost definit Dumnezeu adevărat și om adevărat, fiind un singur Domn, un singur fiu în persoana lui Isus Hristos. În sfânta liturgie, noi îl celebrăm pe Hristos, unicul fiu al Tatălui, care s-a făcut om, a luat trup din Maria, pentru a săvârși opera de mântuire, conform planului sau economiei divine. Maria este izvorul ființei omeneștea a lui Hristos, și de aceea ea are un loc central în liturghiile noastre. Nu este ea centrul liturghiei, Hristos este centrul, dar ea se află în centrul liturgiei. În șerfa euharistică și sacramente se continuă și se actualizează opera de mântuire a lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. Hristos este prezent în persoana preotului celebrant, în speciile euharistice, în cuvântul proclamat, rugat, el este cuvântul însuși care se roagă, îl laudă pe Dumnezeu. Este prezent atunci când biserica se roagă și îl laudă pe Dumnezeu. Fecioara Maria, Maica Domnului, este unită indisolubil cu opera de mântuire a fiului ei. Biserica o venerează pe Maria cu o iubire deosebită. Admiră și preamărește în ea rodul sublim al răscumpărării. De aceea o definește sfânta, prea sfânta, prea curata, neprihănită și pururea fecioară. Și contemplă cu bucurie ca într-o icoană prea curată ceea ce ea însăși dorește și speră să fie. În prima parte a celebrării liturgice, adică în liturgia cuvântului sau a catehumenilor, care este o prelungire a rugăciunii sau liturgiei iudaice, avem rugăciuni, ecteniile, fragmente din salmi, antifoanele, lecturi din Sfânta Scriptură care culminează cu Evanghelia proclamată solemn și apoi predica, explicarea cuvântului. Maria este invocată la sfârșitul rugăciunilor de cerere, ale lectenilor, cu câteva nume, pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, Mărita stăpână noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, împreună cu toți sfinții pomenindu o pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. În liturgie o numim așadar pe Maria născătoare de Dumnezeu. Fiind ea însăși curată, sfântă, prea nevinovată, pururea Fecioară, a primit darul de a naște pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Totodată ea este mijlocitoare. Așa cum face o mamă, se roagă și mijlocește pentru noi, ne ocrotește în necazuri și încercări, ne salvează, ne însoțește și ne conduce spre paradis. Noi toți oferim viața noastră lui Hristos prin Maria. De aceea, în spiritualitatea bizantină, atitudinea omului față de Maria este una de supunere și slujire afectuoasă, plină de tandrețe. Ea este Doamna noastră, Chiria, în legătură strânsă cu Domnul Hristos glorificat, Chirios. Ea este stăpâna ale cărei porunci le ascultăm cu bucurie și căreia îi cerem protecție și ajutor cu rugăciunile ei, ne eliberează de subjugul satanei și al patimilor. Astfel, la primul antifon, cerem mișlocirea ei, cântând Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi! La fel se întâmplă și înainte de Trisagion, cântarea Întreit Sfântă sau Sfinte Dumnezeule, care pregătește proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Preotul cere darul unei rugăciuni curate. Pentru rugăciunile Sfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților. Astfel, prezența Mariei în liturgia cuvântului ne învață să avem atitudinea Mariei care păstra toate cuvintele în inima ei, adică să ascultăm cu credință, să medităm, și să descoperim profunzimile apisale ale cuvântului lui Dumnezeu proclamat și celebrat în liturgie. Comunitatea întreagă participă la cuvântul proclamat pentru a deveni cuvânt, pentru a se transforma în cuvânt. Maria este modelul celor care ascultă, primesc cu bucurie, trăiesc și devin cuvântul lui Dumnezeu adică dau un truc cuvântului Lui Dumnezeu care tocmai a fost vestit. Părinții bisericii spun că ceea ce s-a întâmplat odată în Maria Fecioara se întâmplă în noi de fiecare dată când ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu în felul Mariei. În concluzie, putem reține trei lucruri în legătură cu prezența Mariei în prima parte a Sfintei Liturghii. Mai întâi, Maria este numită născătoare de Dumnezeu, fiind aceea care l-a născut ca om pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, și rămâne întotdeauna prezentă în întreaga desfășurare a Misterului Mântuirii. În al doilea rând, Maria este mijlocitoare pentru noi la Fiul ei, în toate nevoile noastre. În fine, în al treilea rând, Maria ne este model de ascultare a Cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca și în noi să se nască Cuvântul și să devenim Cuvânt.